Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vorbim despre prima mea mașină pe care am cumpărat-o. Adică nu prima mea mașină, despre prima mașină pe care am cumpărat-o să o vând mai departe. Despre prima mea afacere cu o mașină. Acum conduc un Fiat, nici nu știu ce Fiat e, dar Edita mai e Fiatul din ăla mare. M-a trimis șeful să-i cumpăr o chestie, nu știu, un filtru pentru un bazin din ăsta de pești. A închiriat mașina asta, mi-a dat adresa și sunt pe drum către chestia aia. Astăzi am de băgat vreo 400 de kilometri, așa că putem să facem un videoclip un pic mai lung, un story time despre prima mașină pe care am cumpărat-o să o vând mai departe. Chestia asta s-a întâmplat în Spania, pentru că cam de acolo a început viața mea cu toate combinațiile astea. Cam de acolo a început să îmi placă să cumpăr lucruri și să le vând mai departe și să oarecum să profit de chestia asta. Dacă ai bani, poți să cumperi lucruri care sunt ieftine și să le vinzi mai departe la un preț al pieței sau un preț un pic mai ridicat. Este vorba despre un Renault Megane pe care l-am cumpărat foarte, foarte ieftin. Am dat pe el undeva la 200 de euro. Mașina era în regulă, nu avea absolut nicio problemă. Era mașina unui român care el pleca în România de tot și pur și simplu nu avea ce să facă cu mașina. S-o dea la dezmembrări, trebuia nu știu ce acte și nu lua pe ea nici 200 de euro. Și, na, cu cine vorbise el, la nimeni nu-i trebuia mașina. Pentru că era o fază ceva de genul că persoanele cu care vorbise el știau că pleacă de tot și se așteptau să le dea mașina degeaba. Așa că, nu, m-a găsit pe mine și eu am fost dispus să-i dau 200 de euro pe mașină. Prima mea mașină combinată, și nu combinată în România, combinată în Spania. Pe vremea aia mașina costa destul de mult, ajungea peste 1200. Ok, în 1,9 km trebuie să mergem pe A29. Așa, pe vremea aia Renault-ul ăla costa undeva la 1200-1400 de euro. Și ținând cont că eu l-am luat cu 200 de euro, era o afacere super, super, super bună. Adică, na, mă așteptam prima dată să fie țeapă după ce luasem țeapa aceea cu Fiatul ăla. Ca și în ziua de astăzi nu poți să ai încredere în nimeni. În fine, am cumpărat mașina, am făcut actele și după cum v-am spus, mașina nu avea absolut nicio problemă. Chiar mergea foarte bine, nu avea rugină, nu avea probleme pe la motor, avea încă actele valabile și nu am avut ce să pun la punct la ea, nu am avut ce să repar la acea mașină pentru că, v-am spus, era bună din toate punctele de vedere. Era un site care probabil este deja acum, milanuncios.com, unde puteai să vinzi orice, un fel de OLX în Spania. Și aia am și făcut, oameni. Și am pus-o acolo cu 1400 de euro negociabil. Pentru că ăsta era prețul acelor mașini. Mamă, uite, trecem pe undeva unde e un râu. Sau ce, bălți? Mamă, ce pe aici, fraților. Deci, în 2,7 km trebuie să fac dreapta din nou. Și am primit o grămadă de oferte, dar din păcate nu primisem oferte să o vând cu bani. Niciodată nu primeam suma pe care o cerusem sau mai mult de 1200 de euro. Și am zis, nu are rost să mă grăbesc să o vând cu 1200, că pot să scot cel puțin 1350, pentru că erau o grămadă de Meganuri același an, aceleași dotări, care arătau mult mai nașpa decât asta pe care eu o aveam și se vindeau la preț de 1350-1400. Mamă, ce pește-i prin bălțile astea. Vai de capul meu. Aici zici că e mlaștină. Mamă, oameni buni, ce fain e. Ia uitați. Ia uite aici semafoare. Asta e ca un port, mă. Bă, ce fain e. Ia uite. Acolo să dai, frate. Aici să ajung eu la pescuit. Aici facem dreapta. Frumos, rău. Ia uite eolienele. Mamă, frate, cât e de fain. Bă, ies bine? Da, e bine pe aici. Na, nu mă, pe lângă. Uai, ce mare. Bine că pe aici încolo ajungi la mare. Imediat ajungi la plajă. În fine, oameni buni, ne-am primit de la un băiat de 750-800. Nu mai țin minte sigur suma, dar
hai să spunem în mare, 750 de euro, un telefon și un scooter. Am stat eu să calculez dacă îmi iasă bine și afacerea era destul de profitabilă, pentru că pe lângă banii ăștia puteam să vând și telefonul, puteam să vând și scooterul. Era un scooter destul de frumos, un Aprilia aproape nou-nouț. Cui trebuia să-i vând eu mașina? Tocmai făcuse 18 ani, avea scooterul ăla cumpărat de nou, avea foarte puțin kilometri și a zis că îl vinde sau face tot posibilul să-și cumpere mașina, pentru că tocmai ce-și luase și el permisul și na, nu-i mai trebuie scooter și din astea. M-am uitat pe internet să văd cât valorează scooterul ăla, cât valorează telefonul și ajunsesem la o concluzie că ies mult mai bine decât aș fi vândut mașina cu 1350 de euro. De exemplu, scooterul ăla se învârtea aproape la 1000 de euro, oameni buni. Atâta era prețul la el, aproape 1000 de euro. Așa că am făcut afacerea cu el, mi-a dat banii ăia, mi-a dat telefonul și scooterul. Telefonul imediat l-am pus la vânzare, pentru că eu deja aveam telefon mult mai bun ca ăla. Telefonul pe care mi l-a dat el valora vreo 200 și ceva de euro. L-am vândut imediat cu 200 de euro, plus 700, 900 și scooterul ăla, oameni buni, l-am vândut cu 800 de euro. După ce am vândut și scooterul, am făcut calcul să văd ce profit am făcut. Și am făcut un profit super, super, super ok. Scooterul 800, telefonul 200, din start am scos 1000 de euro doar pe combinația asta, plus 750 cât mi-a dat el, adică lăsăm 700. Sunt 1700 de euro, minus 200 bani pe care am dat eu pe mașină, minus 100 de euro actele la mașină, minus actele de la scooter care au costat și alea 40, mai punem un minus de 200 și în total avem un profit de 1300 de euro. Cam așa am făcut eu, oameni buni, prima mea combinație cu o mașină. Am câștigat destul de ușor banii ăia și am zis că o să-i pun deoparte și dacă mai am ocazia, banii ăia care sunt profit, e ca și cum nu i-aș fi avut, dar i-am scos dintr-un profit, am să investesc data viitoare într-o altă oportunitate de a cumpăra ceva și a vinde mai departe. În mare parte cam asta este, nu țeapa pe care am luat-o, era să zic țeapa, în mare parte cam asta este aventura cu prima mea mașină combinată și nu în România, în Spania. Eu mai am 5 km și ajung la destinație, oameni buni. Frumoasă rău mașina asta, numai că e gălăgioasă rău de tot. Înainte să închei acest episod, oameni buni, v-aș ruga să dați și voi pe butonul ăla de subscribe dacă nu sunteți abonați. Dacă vreți să vă cumpărați sau v-ați cumpărat deja o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, aveți 3 linkuri în descriere cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe Car Vertical. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe contul meu de Instagram, Mihai Lăștefan Vlog. Tot în dreapta trebuie să... stânga, pardon. Și cred că o să mai fac încă un episod din această mașină, dacă tot am ocazia să o conduc atâția kilometri, ca să nu mă plictisesc. Mai facem story time-uri de genul ăsta. Păi mă, mergi? Ce face omul ăsta? Și de aici merg în față. După aia fac stânga, iară. Bă, ce frumos e aici, azi 22 de grade afară. Ok. După cum am spus, o să mai fac încă un videoclip sau două din mașina asta, pentru că, na, tot am ocazia să fac atâția kilometri, să merg atâta. Mamă, ce frumoase sunt florile alea. Ioi, ce fain, cred că aici e numai flori, frate. Uite, ăștia cu cartofi. Bă, ce fain e, bă, oameni, ia uitați. Hehehe. Ia uite, galbene, lalele. Țara lalelelor. Lalelelor. Uite, roșii, portocalii, super frumos. Da, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest episod. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Și până data viitoare, v-am pupat, bye bye, oameni buni!